Aleluia, în veci de veci. Vreau să vă pun o întrebare. V-a spus astăzi cineva că sunteți frumoase? Tu aud nimic. Eu vă spun că sunteți foarte frumoase. Deosebite. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toate. Amin. Așa cum spunea scumpa noastră Elena. Mă cheamă Ana Preșescu. Sunt tânără. Numai 62 de ani am. Și locuiesc în Austria. Am 4 băieți. Pardon, sunt foarte emotivă. 3 băieți, o fată și 3 nepoți. Vreau să fac o scurtă prezentare. Sunt în biserica din Klagenfurt și fac parte din două biserici. Poate vă întrebați de ce. Slujesc în biserica din Klagenfurt, dar mai slujesc în biserica din Sanfranc împreună cu surorile mele. Domnul să ne binecuvânteze. Sora Victorița mă cunoaște, mă cunoaște și mă bucur foarte mult că sunt onorată și suntem onorate să venim să avem o părtășie împreună cu Domnul Iisus. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Vreau să fiți pline de viață. Vreau să fiți pline de semănătătoare de viață. Astăzi este o sărbătoare pentru noi. Astăzi Dumnezeu vrea să-ți spună și să-ți spună ceva. Amin, surori scumpe? Vrem ca timpul acesta să fie benefic pentru sufletul meu și al tău. De ce? Pentru că pe noi ne-a onorat Dumnezeu din Austria, ne-a onorat El cu surori deosebite. Aseară am fost întâmpinate cu o căldură extraordinară o familie și mai ales de atâtea surori sunt convinsă că astăzi suntem onorate de voi, dar și de Domnul. Haleluia! Glorie Domnului! Vreau să... Sora Elena a spus într-adevăr și eu același mesaj a vrut, sunt foarte emotivă să vă spun. Un cuvânt spune Domnul și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare uștire. Glorie Domnului! Eu știu că sunt puternică și ești puternică numai în Iisus Hristos. Vreau să vă prezint scurt, fac parte din un grup de mijlocire, care mentor ne-a fost ani de zile sora Elena. Dumnezeu să o binecuvânteze pe ea și familia ei și de 2 ani și jumătate Dumnezeu a hotărât să o ducă în România. Celor a avut acest și celor are acest cerc sau grup de mijlocire între noi. Sora Elena știu să ne crească, sora Elena a stat în scătură. Sora Elena ne-a învățat, surori scumpe, ce înseamnă slujirea, ce înseamnă rugăciunea, de ce trebuie să te rogi, ce înseamnă relația cu Dumnezeu. Auzi tu ce spune Domnul? Atâtea de multe lucruri minunate ne-a învățat această soră, care noi astăzi o punem în practică și aduce rod. Avem un caiet și vreau să vă motivez și pe voi. Îmi permiteți să vă spun voi, pentru că sunteți surorile mele. Și de fiecare dată când ne rugăm pentru probleme foarte grele și vreau să vă motivați să vă faceți un cerc foarte mare aici, pe mijlocire, că sunteți surori minunate și cred că aveți potențial. Și scriem de fiecare dată, sau să vă vine cu o cauză, ne rugăm. Dumnezeu aduce biruință. Glorie Domnului! Așa cum spunea sora Elena, vreau să vă spun și vreau să-ți spui o întrebare și ceea ce spun vreau să știți că este de la Domnul. În 2015, poate nu a fost hotărât, dar așa m-a motivat Duhul Sfânt să vă întăresc. În 2015 a trecut printr-o grea încercare cu fiul meu. Poate treci printr-o încercare grea, mamă scumpă, cu fiul tău sau cu fiica ta. Cuvântul Domnului și Duhul Sfânt îți spune astăzi, ridică-te, roagă-te, împletește rugăciunea cu, virgulă, cuvântul, vei aduce biruință, sunt convinsă în casa ta. În 2015 m-am confruntat cu o problemă foarte grea. Fiul meu a fost
implicat în niște relații satanice cu droguri, foarte puternice. Și bineînțeles că n-am avut la cine să alerg decât să-i spună sora Elena. Sora Elena a motivat surorile de la Salfa, grupul acesta de mijlocire. Și Domnul a mai dat 3 zile pentru fiul meu, pentru că diavolul vrea să-i pregurme firul vieții. Și dacă eu nu aveam grupul nostru de mijlocire, împreună cu sora noastră, care a fost și este un mentor pentru noi, fiul meu era în țărâna pământului. Aleluia! Și vreau să vă spun, datorită rugăciunilor făcute cu credință, cu putere, pentru că au fost legături puternice între viață și moarte, o luptă pentru un suflet, surorile mele a știut să sufere cu mine și ne-am rugat foarte mult. Vineri s-a intrat în post, sâmbătă-am organizat sora rugăciune. Și duminică dimineața, fiul meu a venit acasă de la Roșcovile, dar vreau spui să vă prezint ce s-a întâmplat. Deci, din cauza drogurilor nu a fost acasă, a fost la discotecă, i s-au umflat venele foarte puternice la cap, n-a mai văzut și spunea că de la inimă tot venea la cap ceva și nu mai avea aer și în fața ochilor se punea ca un geam, nu știu cum se spune, miriglas alb. Și cobora cu o viteză într-un tunel, o viteză extraordinar de mare. Și atunci și-a adus aminte de rugăciunile care le mai spunea mama odinioară. Era Doamne, mă caut. Și dintr-o dată, o putere din partea dreaptă, ca un vânt, l-a ridicat și s-a trezit. Și atunci a început să se roage, bineînțeles că nu era acasă, era la niște prieteni. Știți ce a fost asta, să vă scumpe? Duhul Sfânt, rugăciunea care s-a făcut și postul pentru fiul meu. Nu înceta să te rogi pentru fiul tău și pentru fiica ta. Nu înceta pentru că știu că vei avea biruință. Și copilul meu cobora cu o viteză extraordinară, mi-a mărturisit, în acel tunel. A venit acasă, o poveste mai lungă, dacă vom avea timp, vă voi spune. Și când a venit acasă, Domnul m-a științat și a spus așa: femeie, când va veni acasă, să-i spui să se mărturisească și eu voi face o lucrare în dreptul lui. Suntem autorizate de puterea lui Dumnezeu. Nu-ți fi frică să te rogi cu putere pentru fiul sau fiica ta. Vei avea biruință. Și să știți că era cu băiatul meu cel mare și i-a spus: David, prima dată i-a spus: David, mărturisește, nu-ți fi rușine de mama, dă-l pe diavolul pe față că vei avea biruință. Glorie Domnului! Și Dumnezeu l-a motivat pentru că era între viață și moarte, era disperat, era o legumă, un copil neputincios, se droga foarte mult și tremura, fără droguri nu putea să trăiască. Gândiți-vă ce mamă trebuia să aibă David în slujire la postul de veche și puternic. Dar mulțumesc Domnului că am un grup puternic de mijlocire, surori scumpe, care m-au susținut și ne susținem una pe alta. Glorie Domnului! Și au început să slujim, s-a mărturisit băiatul meu și am spus: Emanuel, ai putere de la Domnul, știu că ești autorizat și tu și eu și ne vom ruga pentru David. Am început de la cap, că toate lucrurile se dau la nivelul minții, până la picioare. Vreau să vă spun puterea lui Dumnezeu. Spunea Domnul prin sora Elena: ridică-te! Domnul s-a atins de femeia cu scurgere, astăzi Dumnezeu are un plan cu fiecare în parte. Înviază Domnul, ridică, vindecă, glorie Domnului! Și Dumnezeu a înviat copilul meu în data de 10 noiembrie 2015, Dumnezeu a făcut o eliberare totală. Aleluia! Nu i-a mai trebuit terapie la medici, surorile mele poate să spună, copilul meu are o legătură, chiar dacă sora noastră a plecat în România, băiatul meu are o legătură specială cu sora Elena și cu fratele Andrei, așa că vreau să vă motivez mult la rugăciune surorilor. Amin? Amin! Fiți pline de bucurie, Domnul să vă binecuvânteze! Vreau să mai spun foarte scurt despre grupul nostru de rugăciune.
surorile din Klagenfurt, cu surorile din Sampai, în fiecare marțea, să știți că ne unim, ne rugăm, avem cântări, nu suntem predicatoare, suntem mijlocitoare. Domnul ne cheamă să fim mame și soții puternice pentru familiile noastre. Diavolul se luptă foarte mult în vremurile ca aceasta, dar noi știm că Dumnezeu a pus în noi o putere. Avem valoare în ochii Domnului? Glorie Domnului! Avem! Și de aceea vă spun că grupul nostru de surori suntem foarte multe și ne rugăm pentru cauze foarte grele. Vrem să vă spunem, lauda este a Domnului, Dumnezeu lucrează prin noi, chiar dacă sora noastră scumpă dorim foarte mult, dar avem un grup de mijlocire și noi toți ținem pe ea legătura, avem o lucrare deosebită de ajutorare, se numește Vădva, Orfanul și Săracul. Atâta ne întărește. De ce o gândit Dumnezeu are să ducă pe sora Elena în România? Grupul nostru de surori, să Dumnezeu să-și prosăvească numele și grupul nostru să se întărească și noi să fim parte din lucrarea lui Hristos. Noi ne bucurăm de atâtea ori. Noi contribuim cu banul, dar ei duc cel mai mult greu. Nu este ușor să te pui la dispoziția lui Dumnezeu, așa cum spunea, în mijlocire sunt cauze foarte multe. Dar vreau să vă spun că facem parte la această lucrare cu mare bucurie. Vedem cu ochii noștri oameni săraci care, sora Elena și fratele Andrei, Dumnezeu îi bucură prin ceea ce noi dăruim. Vreau să vă motivez să faceți cât mai mult bucurie la vădve, săraci și orfani. Este o lucrare care ne vom întâlni în ceruri. Este o valută cerească, aleluia, adunată acolo. Eu aici voi încheia, cu toate că aș avea foarte multe să vă spun. Dorința mea este să vă scumpe. Am venit din Austria împreună cu surorile mele și să ne întâlnim cu Domnul și cu sora Elena și cu fratele Andrei. Nu încetați să vă ruga. Sunteți așa de multe. Aveți atâta potențial. Formați grupul pentru că știu că este nevoie. Femeile sunt puternice. Șamana cântă drăută, aleluia. Și nu te simți slabă și neputincioasă. Ai potențial în tine. Dumnezeu ți-a lăsat o ungere specială. Fie tânără. Foarte bine sunteți. Puneți-L pe Dumnezeu la încercare și veți vedea copiii voștri se vor ridica. Copiii voștri Domnul îi va duce acasă. Eu nu știu, eu vorbesc de unde l-a adus Domnul pe copilul meu. Și am văzut puterea lui Dumnezeu cum lucrează în viața mea, cum Dumnezeu lucrează în familia mea. Și sunt mândră că astăzi copilul meu stă înaintea lui Dumnezeu, îl laudă pe Domnul și Domnul a pus o putere în el. Este minunat, Domnul? Să fiți binecuvântate de Domnul. Voi și casele voastre, copiii voștri, soții voștri, Dumnezeu să vă binecuvânteze, să ridice mâini curate. Și dacă Domnul v-a mai îngădui să mai veniți și altă dată, oricum ne să vă chemăm noi pe voi, la noi în Austria, să veniți să ne onorați, poate și în România, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă iubesc pe toate. Fiți binecuvântate de Domnul. Amin.